Vreau să vorbesc cu voi un lucru bun ca tare. Vin persoane la mine care îmi spun că hai să facem afaceri, vreau să mă dezvolt, vreau să cresc, vreau să câștig o viață mai tare, vreau să schimb viața, vreau să realizez scopurile. Și tot așa, diferite motivații, diferite idei de motivații apelând la mine. Respectiv, hai să începem, hai să facem. Și observ iată de foarte multe ori la multe persoane în momentul ăsta că vor să înceapă ceva să facă, dar se opresc la un moment dat. Sau nu are destul motivație, nu ajunge destul motivație, nu ajunge destul foc de ăsta din interior. Majoritatea persoanelor caută focul din exterior. Vreau să vă spun că el e bine să-l găsești din exterior, dar cel mai important foc e atunci când tu l-ai din interior, când tu știi ce vrei să faci asta. Și cel mai important lucru e atunci când tu iei decizia din interiorul tău că eu vreau să fac asta, eu vreau să mă ocup cu asta, eu vreau să-mi schimb viața, eu vreau să trăiesc altă viață, altă viață decât părinții mei, altă viață decât oamenii care mă înconjoară pe mine. Iată, focul ăsta din interior, dacă o să-l ai, atunci tot e posibil. E posibil să schimbi viața ta, e posibil să schimbi viața familiei tale. De la tine încoace o să fie schimbare în familia ta, în rudul tău. Dar asta se întâmplă atunci când tu iei decizia. Decizia de a acționa în fiecare zi. Și cel mai greu lucru, am observat la multe persoane, în general, cel mai greu lucru asta e să faci acțiuni zilnice. Indiferent că ți simți tu bine astăzi, ți simți tu rău, nu ai tu dispoziție, trebuie să faci dacă tu vrei să-ți schimbi viața cu adevărat. Pentru că este sistema în care noi trăim. Și sistema e făcut în așa fel încât să te pună la locul tău, unde tu trebuie să fii, să faci parte din sistem. Dacă tu vrei să ieși din sistem, tu trebuie să demonstrezi că tu vrei să ieși din sistemul ăsta. Tu trebuie să demonstrezi că tu meriți să fii o persoană deosebită, dar cum poți tu să meriți atunci când tu ești ca și toți ceilalți care te înconjoară pe tine? De asta e foarte important să-ți găsești oamenii care tine te înconjoară să fie cu un mindset puternic, o viziune clară și o viziune de viitor și nu o viziune de sistem care doar e lucru casă și toate obiceiurile pe care ei le au în fiecare zi nu duce la nimic. Gândește ce o să fie cu tine, ce o să fie dacă tu o să faci ceea ce faci astăzi, ce o să fie peste 5 ani de zile, ce o să fie peste 10 ani de zile. De asta, făcând pași mici, dar în fiecare zi, în fiecare zi ți-ai pus un scop și în fiecare zi faci pași mici spre visul tău, spre ceea ce tu vrei să ajungi, atunci o să ai rezultat. Și vreau să-ți spun că pe parcursul ăsta o să fie foarte multe greutăți, o să fie foarte multe obstacole, dar tu trebuie să creezi, să ai focul ăsta din interior, pentru că tu ai luat decizia să-ți schimbi viața. Crede din ceea ce faci, indiferent de ce spun alții, indiferent de ce cred alții despre tine, indiferent de tot discurajul care se întâmplă în prejurul tău. Pentru că o să vină timpul când o să te înconjuri cu oameni care o să te motiveze, dar pentru asta trebuie să demonstrezi că tu într-adevăr vrei să-ți schimbi viața, că tu într-adevăr vrei să ieși din sistem. Și atunci sistemul o să te lăsă la o parte și o să spună: băi, ăsta merită. Eu sper ca cuvintele astea mele să te motiveze și pe tine ca să nu te lași și să mergi, să iei odată decizia asta de a-ți schimba viața, să iei decizia din interiorul tău.